local să adresăm o rugăciune de mulțumire bunului Dumnezeu. Ne vom ruga așa cum ne-am învățat Domnul nostru Iisus Hristos pentru a primi binecuvântare și pentru a mulțumi pentru toate harurile acordate. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci mântuiește-ne cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Cu noi este Dumnezeu, cu al său var, cu al său iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, Tu ai dat cărmuitorilor noștri de pe pământ puterea de a stăpâni împărăția și rânduiala întocmirilor omenești. Prin rugarea sfințitoare, măreață și nespusă a Harului Tău, ca prin aceasta să cunoaștem slava și cinstea dată de Tine lor și să ne străduim să ne împlinim datoriile într-un nimic împotrivindu-ne voinței Tale, de a da cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Pe Tine te rugăm, Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe rugul Tău acesta, Adrian, și pe membrii Consiliului Local ai Comunei Cordun, binecuvintează-i pe dânsii, pentru că ei rânduiți să conducă această comunitate. Încununează-i cu arma adevărului și a bunăvoinței. Veghează asupra capetelor lor, supunând pe toți vrăjmașii lor văzuți și nevăzuți, dăruiește-le lor adâncă și statornică pace și pune în inimile lor gândul bun spre Sfânta Ta Biserică, spre tot poporul Tău, ca într-o pacea lor veșnică, viață veșnică și netulburată să avem în toată cucernicia și curăția. Te rugăm pe Tine să le dăruiești sănătate, bună înțelegere și tărie ca să poată sluji cu toată dăruirea și responsabilitatea misiunea încredințată lor de Tine. Urmând pilda cea bună a Sfinților Împărați, domnitori și trecători care au slujit cu credincioșie și jertfenicie țara și biserica, că Tu, Stăpâne al veacurilor, dai fiilor oamenilor stăpânirea asupra celor ce se află pe pământ, căci nu este adevărată stăpânire fără de cei care vin la Tine, iar cele ce sunt de la Tine sunt rânduite. Încă ne rugăm în această zi binecuvântată să pomenești pe toți dregătorii neamului românesc adormiți într-o nădejde a Dumnezeii și a vieții veșnice și îi așează împărăția cerurilor după credința și faptele fiecăruia. Că Tu ești conducătorul sufletului și al tuturor noastre, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă, Mânța, împreună și Părintele Părintele de toți vreo de început, al preasfântului și bunul de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să primească Dumnezeu cu vecinele noastre. Amin. Bună ziua și sărbuna domnilor consilieri locali, funcționarul Bisericii Comunei Cordun, domnul primar, domnul secretar, domnul deputat, doamna Vențe Leureanu, colegi din presă, vă salutăm și mulțumim că sunteți alături de noi. Suntem astăzi la constituirea și la ședința festivă de constituire a Consiliului Local al Comunei Cordun. Avem un număr total de 15 consilieri locali. Instanța prin încheierea de ședință din numărul 451 din 16.10.2020, rămasă definitivă, în baza articolului 114 al 1 din 9.57/2019, validează mandatele următorilor consilieri locali din circumscripția Cordon Pascal Dumitru, Măr. Claudiu, Rupinoscu Gheorghe, Chelaru, Valentin Dumitru, Ana Maria, Paulus Pagăl, Manea Ioan, Tiron Ioan, Pale Manuela, Lepădată, Silviu Adrian, Demișcă Emilia, Voicu Claudiu Constantin, Radu Dan, Antoci Ioan. Și invalidează ca urmare a declarației de renunțare a mandatului Consiliului Local a domnului Adrian Ciobanu.
Iar prin hotărârea numărul 453 din 16.10.2020, în temeiul legii, conform articolului 101 din legea 115/2015 și articolul 149 din 857/2019, a fost validată în funcție de primar a comunei Cordun, domnul Ciobanu Adrian. Pe această cale vă urez succes în nouă mandat de 4 ani și sincere felicitări tuturor aleșilor locali, consilierilor locali pentru mandatele pe care ați obținut, pentru încrederea publică pe care ați primit-o la cetățenii comunei Cordun și felicitări domnule primar pentru un nou mandat și felicitări și pentru ce ați făcut până acum în comunitate în Cordun. Într-o ordine, o să rog pe decanul de vârstă, iar să vedem, domnul Marea Ion, să procedeze la citirea listei în ordine alfabetică a domnului consilier local și depunerea jurământului de către domnul consilier local. Deci, pentru anticiuan, și se pregătește domnul Chelar. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cordun. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Urmează domnul Chelaru să pregătește domnișoara sau doamna Denișca Emilia. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cordun. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cordun. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Mulțumesc. Domnișoara Dumitru Ana Maria, se pregătește domnul repădată sigur. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cordun. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în putere pentru și priceperea mea pentru binele locuitorii comunei Cordun. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii comunei Cordun. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Mulțumesc. Să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cordun. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Dumnezeu.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cordun. Așa să ne ajute Dumnezeu. Trece-te la toți, ia. Jur să respect legea, nu să respect Constituția și legea țării și să fac cu bună credință tot ceea ce sunt ele și priceperea mea. Pentru bine, locuitorul comunei Cordun. Așa să ne ajute Dumnezeu. Este. Țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cordun. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și pe ce vrea mea pentru binele locuitorilor comunei Cordun. Așa să ne ajute Dumnezeu. Fericitări, mă văd, ia. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cordun. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cordun. Așa să ne ajute Dumnezeu. Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cordun. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Da. În, după ce consilierii locali au depus jurământul, cred că 14 din 15, nu mai e un domn consilier care ar trebui să depună care va ședință. Care va trebui invalidat în locul domnului primar, care a renunțat la mandat. Da. Ok. Deci în prima ședință pe care o veți face, da. Am dat citire actului hotărârii judecătorii și închiderii de ședință cu privire la validarea funcției de primar a comunii Cordun, județeanța domnului Ciobanu Adrian, în sensul în care rugăm pe domnul primar să depună jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cordun. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Felicitări, domnul primar! După ce s-au întocmit de până la sfârșitul, dacă o să-mi dați cuvântul două minute, mie și domnului deputat, pentru a adresa câteva cuvinte colegiului consilierii locali, domnului primar. Sigur. Mulțumesc, domnul președinte. Felicitări, cum a spus și la începuturilor consilierilor locali, pentru mandatele pe care le-ați obținut și pentru încrederea pe care cetățenii comunei Cordun v-au dat-o prin votul din 27 septembrie. Dar după 27 septembrie, campania electorală s-a încheiat. Dumneavoastră, astăzi, vă intrați în drepturi, în mandatele de consilii locali, iar domnul primar pleacă la un nou drum sau își continuă drumul început în 2016, acela de primar al localității Cordun, mergând pentru un nou mandat de 4 ani. Așa cum ați jurat mai devreme, pe Biblie, pe Constituție, ați jurat să respectați legile țării, dar să faceți tot ce vă stă dumneavoastră în putință și cu pricepere pentru binele locuitorilor comunei Cordun. De aia, jurământul de astăzi e un jurământ care să vi-l aduce înainte, vă recomand, în următorii 4 ani, ca toate deciziile dumneavoastră, votul din Consiliul Local, acțiunile pe care le veți întreprinde, să fie toate în folosul locuitorilor comunei Cordun, să existe înțelepciune și raționament în mintea dumneavoastră atunci când veți lua decizii, când veți hotărâ lucruri importante în Consiliul Local, când vă veți da votul pentru investiții, pentru proiecte, pentru că, așa cum ne-a obișnuit domnul primar în ultimii 4 ani, Comuna Cordun este un trend de dezvoltare, a atras fonduri, a făcut investiții și e important ca în următorii 4 ani, investițiile și proiectele să continue, mai ales că domnul primar, în mine ca prefect, instituția prefectului, colegi, are un prieten de nădejde și ori de câte ori va fi nevoie, va fi lângă dumnealui pentru a sprijini și a ajuta. Domnule primar, vă felicit pentru un nou mandat și pentru munca care ați făcut-o până acum, în ultimii 4 ani, știu că nu a fost ușor, vă doresc din suflet și din inimă să vă dea Dumnezeu un mandat bun și cu realizări. Mulțumesc! Să rămână bună ziua! Vă salut, domnule prefect, domnule primar, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, preacucernici părinți, domnilor funcționari ai primăriei Cordun, reprezentanți ai mass media, vă salut cu respect și cu bucuria unui astfel de eveniment, prilejuit de ședința festivă, de investirea primarului și, sigur, a Consiliului Local Cordun. Vă felicit deopotrivă pentru mandatele obținute. Vreau să vă urez mult succes în această perioadă de 4 ani, care va fi o perioadă lucrativă, sper eu, și foarte importantă. Intrăm începând cu 1 ianuarie 2021 în exercițiul bugetar al Comisiei Europene, un exercițiu care va afecta în sens pozitiv România. Deja la sfârșitul acestei luni vom avea sumele care vor fi distribuite pe axe, după ce suma întreagă a fost repartizată României, 79,8 miliarde de euro. De asemenea, au fost stabilite domeniile pe care acești bani vor fi distribuiți și până la sfârșitul acestei luni vom avea axele. Așa încât eu cred că această perioadă va fi foarte importantă pentru toate OAT-urile din România, evident și pentru Consiliul Local Cordun. Spun acestea pentru că
prețuiesc foarte mult Comuna Cordun, pe corduneni. Suntem indisolubili legați, de altfel, Comuna Cordun face parte de Roma Metropolitan. Și, așa cum spuneam, legătura este una foarte puternică, foarte mulți corduneni lucrează în Roma, mulți romașcani locuiesc în Cordun și, efectiv, cele două comunități, prin activitățile sociale, economice, s-au întrepătruns. De altfel, susținerea noastră pentru unele investiții, aici este foarte cunoscută administrației locale, am avut o foarte bună colaborare cu domnul primar, sunt convins că o vom avea și de aici încolo. Și la fel cum spunea domnul prefect, mi-a anunț și eu sprijinul pentru primărie, pentru primar, pentru consiliul local, pentru comunitatea din care faceți parte și pe care o respect. Și sunt convins că acești 4 ani pot să vină cu rezultate foarte frumoase pentru Comuna Cordun. Vă urez succes în tot ceea ce veți face. Sunt convins că forul legislativ local, Consiliul Local, va deveni unul implicat, dedicat și lucrativ. Cred că toți sunteți mânați de același interes de dezvoltare a Comunei, de a face lucruri cât mai frumoase și cât mai bune pentru fiecare cetățean al Comunei Cordun în parte și pentru Comună în ansamblu. Multă sănătate și mult succes vă urez fiecăruia. Felicitări pentru mandatele obținute și în perioada următoare să aveți rezultate dintre cele mai frumoase și pe care sunt convins că fiecare dumneavoastră le așteptați. Mult succes tuturor! Vă mulțumesc! Domnului deputat, în primul rând, dați-mi voie să felicit fiecare consilier local care a obținut mandatul în Consiliul Local pentru 2020-2024. Consiliul Local care îmi doresc să, ca și împreună cu mine, să lucrăm la dezvoltarea Comunei noastre. Mulțumesc pe această cale domnului prefect, reprezentant al Guvernului României în teritoriu, pentru cuvintele frumoase pe care mi le-a adresat. Mulțumesc domnului deputat Laurențiu Leureanu pentru cuvintele frumoase și pentru colaborarea pe care am avut-o cu dumnealui în dezvoltarea investițiilor la nivelul comunității și îmi doresc ca alături de Guvernul României, ca alături de Parlamentul României să muncim în continuare la dezvoltarea Comunei noastre. Îmi doresc, așa cum am menționat, cred că la începutul mandatului din 2016, să facem din Comuna noastră o comună prosperă, să dăm un exemplu și pentru celelalte comune învecinate și, de ce nu, să devenim una din cele mai prospere comune, nu din județul Neamț, din România. Avem posibilitatea și cred că cu toții trebuie să punem umărul, să muncim la dezvoltarea întregii comunități. Vă mulțumesc! Dacă mai sunt, domnul președinte, de ședință, închidem lucrările, nu? Deci lucrările sunt... Da, lucrările se închid. Sunt să vă mulțumesc din partea colegilor mei, dumneavoastră, domnule deputat, domnule prefect. Și la mai mare. Doamne ajută și toți ați mulțumit, domnul deputat, vă rugați data viitoare să se vină la noastră în calitate de ministru la ședință. Să sperăm. Doamne ajută. Zi bună tuturor, săptămână bună, spor în toate. Mulțumim!